Ora 17.00, ne-am întors, îmi spune Teddy în cască că el crede că e de plâns. Eu îi spuneam că e de râs. Ne-am contrazis. Toată dimineața, lucrând la emisiunea asta cu Teddy, ne-am contrazis. Lasă-mă pe loc, nu-i da drumul. E păcat de el, de la început. Informațiile care circulă azi și ieri circulau în media noastră, în zona noastră de interes a presei, iată ce spun. Citiți-le și cruciți-vă. Eu nici nu pot să le citesc. Le-am scris cu Teddy, v-am dat sursa, voi citiți-le și hotărâți acasă dacă e de râs sau e de plâns. Bună, Coralia! Bună ziua, ne salutăm cu bună, bună și poate că într-o zi copim și chiar va deveni bună și pentru noi. Să dea Dumnezeu. Nu îmi propun să analizez casele de sondaj, nici înțelepții care le conduc, pentru că mi-ar trebui câte o zi pentru fiecare ca să-i vârstesc. Dar este foarte clar, fie că e la domiciliu, fie că este prin telefon, după ce s-a urlat un an și jumătate la telefon, că suntem ascultați, că ne vor băga în pușcărie, dintre cunoștințele mele nimeni nu are un dosar. Asta ca o paranteză. Omul spune ce crede că îi face bine să nu spună în cap PSD-ul. Dar între intenția la vot și ceea ce face omul în cabină este o distanță galactică. Să fim serioși. După ce Tăricianu a tot trecut de la un partid la altul, după ce s-a combinat cu Paul și cu cine n-a vrut, nu fac eu apologia domnului Tăricianu, cine, Doamne, iată, mă iată în jur, îl votează? Nici 0,1%, să fim serioși. Să știi ceva, ascultă-mă, fată. Sondajele astea de opinie, în mare parte, sunt niște manipulări, din punctul meu de vedere. Bineînțeles! Niște manipulări care încearcă și de multe ori reușesc să împingă o parte a electoratului pe cei mai puțin știutori de carte, mai puțin, cum să zic, experimentați în a vedea, a se uita la un televizor, de a-i muta dintr-o parte în alta. De ce? Pentru că, de exemplu, Coralia, dacă tu îl dai acum pe Cioloș cu 10%, nu faci altceva decât să împingi și clasa politică la niște negocieri subterane și electoratul la niște reacții pe care și le doresc cei care comandă, că toate sunt plătite, toate sunt pe bani. Unul dintre cele două... Iar lăsați-mă să pun o întrebare. Fără aceste case de sondaj noi n-am putea trăi? Ba da, dar mai prost. Sau mai bine. De ce? Pentru că ăștia nu mai au banii? Mersi mult. Mersi mult, Coralia. Mersi mult. Vreau să vă mai spun ceva. Zi. Manipulare se face, să știți, și fără voie. Suntem proști pentru că inclusiv doamna aia, pentru că să ziceți că o stimați, a adus învățământ la distanță, învățământ particular și sunt proști și cei cu diplomă de licență. Îmi pare foarte rău. Poate faceți și sâmbătă emisiune să ne ajungă timpul. Mersi mult de tot, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Salut, Gheorghe, ești în direct. Să trăiască domnul Barbu. Te ascult. Domn Barbu, aveți o școală, să vă dea Dumnezeu sănătate, îmi place de dumneavoastră. La toată lumea. Ei, cu ce să încep? Cu ce vrei tu? Cu ce vrei tu, Gheorghe? Un candidat la prezidențiale care a câștigat cu campania Antena 3. Vă spun eu, niciunul. Băi, ai dreptate, Gheorghe. Băi, Gheorghe, fii atent aici. Ai dreptate și te aplaud. Întotdeauna ce a susținut Gâdea s-a ales praful. Că l-a susținut pe Ponta, a câștigat Iohannis. Că l-a susținut pe Joană, a câștigat Băsescu. Că l-a susținut pe... Băi, ai dreptate, bă, băiete. A susținut, nu știu ce, la referendum, la referendum au susținut un lucru, au câștigat ei alți. Acum îl susține, nu știu pe cine, va câștiga oricum, îți spun eu. Va câștiga exact cel sau cei vor câștiga cei pe care Antena nu-i susține. Ține minte ce spun. Da, doi. Ca să, auzi, poți să mă dau și o mare 10 secunde? Îmi dai voie, Gheorghe? Cu tine, ca prieten. Da. Bă, și la B1 și la OTV tot ce am susținut eu au fost câștigători, mă. Repet. Păi, de ce v-am spus eu că aveți școală? Tot ce am susținut și la OTV și aici la B1, iar mai departe, tot ce a susținut B1 până acum, și cu Băsescu, și cu Iohannis, și cu alții, au fost câștigători. Ba, accidental sau nu? Nu știu. Bine, zi. Numărul 2. Când a spus Bogdan Chiriac adevărul, când a lăudat acest guvern, când a zis, domne, cel mai bun guvern, numai ministrii europeni, domne, iar acum a dat dreptate lui Tăricianu. Când să mai crede, domnul Barbu, el crede că noi suntem proști, domne. Domnul Barbu, iar, trei, păi, PSD o să piardă cu Codrin Ștefănescu și cu Chiriac și cu Beleanu și cu Coiță și cu Pleș.
Joianu, o să piardă la greu, domn Barbu. Ăștia sunt oameni toxici, domn Barbu. Vă spun eu. Mersi mult, Gheorghe. S-au plătit 2 milioane de euro pentru publicitate în cu 3 zile înainte. Eu trebuia să fiu joia trecută la ora 8 și de la Sandra Stoicescu, nu m-am mai avut. De fapt, trebuia să fie Paul Stănescu la Sandra Stoicescu, la mușcă i-a zisat, la două la sunat și a spus să pare rău convingerea postului, nu că zică să vă indicăm. Trebuie să înțelegeți foarte bine cum s-a întâmplat cu Antena 3. La unii n-am vrut să mă duc. Nu am vrut să mă duc la realitate. De ce este, de exemplu, foarte agresivă Antena 3 împotriva asta? Pentru că genul de Voiculescu este treia comandat. Alexandru Scola, GSDS, iar el a dorit, Voiculescu, de fi anunțiat pe data de 10 ani să candideze la Parlamentul Local. Da, la Timișoara, Oti, ești în direct. Bună! Bună! Să trăiești! V-am sunat chiar ieri, m-am uitat și vă urmăresc foarte mult. Chiar zicea domnii de ieri că ne-am săturat de politicieni aceștia care... Ăsta e adevărul, domnule, că ne-am săturat. Uitați-vă ce ne fac. Ăsta e de joc. Clar peste tot suntem. Și dacă ne-am săturat... Auzi, noastră, Oti, le-am spus și lor, le-am spus și lor ieri. Lu Dogaru și lu Surugiu îți spun și ție. Da. Bun, bă, și dacă ne-am săturat, ce facem? Da, domnule, dar eu zic că părerea mea schimbăm politica, nu? Poți trebuie să încerci, Oti, care... Oti, bănățenii, da. Bănățenii au pretenția... poate chiar justificată pe alocuri, că sunt fruntea. Răspundem la întrebare. Dacă ne-am săturat, ce facem? Nimic. Ce facem? Căutăm, da. Nu căutăm eu... nimic, îți spun eu. Nu caută nimeni nimic. Nu facem nimic. Da. Dormim în cizme, bă. Suntem un neam care dormim în cizme. Crede-mă pe mine. Dar, domne, dar pe cine să alegi? N-ai bineînțeles. Bă, scuza asta tâmpită. O aud de ani de zile. N-ai pe cine. Ba da, mă, ai. Dar nu votezi. Uite-te pe buletinul de vot. Uite, îți dau un exemplu, Oti. Când a fost USR-ul, acum 2 ani. Da. În 2016. Da. Nu mai fusese la, nu zic pe PDD-ul, lasă pe PDD-ul, da. Eu zic USR-ul. Bă, nu mai fusese la guvernare, era partid nou, era format din oameni tineri, era format din oameni și este format din oameni cu facultate majoritatea, da? De ce nu l-a votat, mă, românul? Îți spun eu altă idioțenie. Păi, domnule, dar ce-mi credeți, seamănă, că nu-i cunosc? Păi nu vezi că semn la limita nebuniei? Ascultă-mă, Oti, semn la limita nebuniei. Păi, noi votăm că nu-i cunoaștem, iar tu vii și spui, păi cu cine să votăm? Păi da, domnule, dar niciunul nu vine cu un proiect, nu? Haideți să vedem un proiect. Pa cuvântul tău că noi am votat proiecte până acum. Pa cuvântul tău de onoare. Că noi românii votăm proiecte. Da. Da? Nu, dar zic un partid să vină cu un proiect. Domnule, uite-te ce trebuie făcut. Reducerea parlamentarilor, reducerea bugetarilor. Hai să uitați-vă în orice primărie. Uitați-vă, intrați într-o primărie. Câți oameni sunt în primărie? Oti. Un primar? Într-o comună din Timiș, care vrei tu? Da. Eu, nu eu, tu, Oti, te duci și spui așa, Doamne, iartă-mă că o să fac o blasfemie. Tu te duci și le promiți ăla că l-aduci pe Iisus Hristos, a doua oară pe pământ. Ăia o să voteze ce spune primarul, bă, nu ce spui tu, că primarul le dă lor ajutor social, primarul le dă lemne de foc, le ară pământul moca, nu tu, mă, și nici Iisus Hristos. Uitați-vă, eu vă zic un caz care s-a întâmplat, eu din Bocșa. Așa. Da. În Bocșa cu două mandate a fost Mirel Pascu, primar. Așa. De la PSD-ul. Mă rog. Ăla a venit, l-a dat de mâncare la toți oamenii pe unde au fost autogara de autobuz, l-a dat de mâncare tot. Când a fost la alegere, ce-a făcut? Nu mai l-a votat. Știți pentru ce nu l-a votat? Pentru că gelul care e acum, puteți să vă interesați, primar în Bocșa, eu din Bocșa. Nu m-am amutat în timp ceas. Și zmăneați, l-a promis, domnule, vă fac drumuri, vă fac casă. Uitați-vă cum l-au votat. A doua oară s-a certat gelul cu ăștia din PNL și a trecut la Partidul Băsescu, PMT-ul. De așa a venit PNL-ul că vă fac casă, l-a ales pe Dănilă. Bine, mă, și acum te întreb, Oti, te întreb eu, ce povestești tu acum, se cheamă doctrină, se cheamă proiect? Da, domnule, dar vorbește un proiect, nu? Vă fac drumuri, l-au făcut drumuri, nu? Bine, bine. Mersi mult, mersi mult, Oti. Îmi spune Teddy un lucru firesc în cască, îl așteptam deja. Eu cunosc cât de cât presa română de 30 de ani, iar pe domnul Dan Voiculescu îl cunosc personal. Antena 3 și grupul de presă al domnului Voiculescu îl dau în judecată pe Țuțuianu și îi cer daune fix 2 milioane de euro.
Mă așteptam să fie așa. Deci, are o problemă, domnul Suțuian. Are o problemă, s-a pus ca politician cu un trus de presă care o să-l facă zob. Vă spun și finalul. Cariera domnului Suțuianu, pe care l-aveți în imagine, este end of story. S-a terminat. O să aibă grijă trustul antenelor să-l facă zob. De ce? Pentru că nu o să aibă nicio dovadă. A fost o acuzație, exact cum am scris, pe bune. Noi ne-am luat marja de siguranță. Acea marjă care spune, băi, deontologic e să dai și părerea profesorului Voiculescu și părerea doamnei Stoicescu. Deși, între noi fie vorba, mă uit la Suțuianu și îmi pare rău că n-are nicio dovadă. Bine, mergem mai departe. Bună ziua! Da, da! Nu știu cum vă cheamă. Mitică din Galați, să trăiești! Să trăiești, domnule Barbu! Da, ești să trăiești cu respect! Bine. Am o mică rugăminte la dumneavoastră să fim un pic de fair play. Să fim un pic de fair play. Așa a pățit, dacă mi-aduc aminte, că ați pomenit acum de domnul Suțuianu, și-mi pățesc cu acel copil, cu acel copil care l-a pălmuit. Și a făcut o propagandă încât Băsescu atunci a mai câștigat recomandat și are și o popularitate acum a ieșit din comun. Mai bine decât toți ăștia. Deci îi privim partea asta cu... Cine a făcut propagandă? Eu? Nu! Așa. Nu! Noi eram împreună și acum să revenim la subiect. Aduc aminte, domnule Barbu, în 2009, împreună amândoi și cu telespectatorii dumneavoastră, am făcut o emisiune privind intrarea Uniunii Europeane. Mitică? Așa. Ascultă. Când am plecat, la tablă am făcut noi că 70% din economia națională a privatizat-o, în ghilimele, a vândut-o, tovarășul Adrian Năstase. Bravo. Și Mitică, acum am uitat, Mitică, stai o leacă. Am uitat, da. Doamne iartă-mă. Am uitat să încep cum trebuie emisiunea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Mitică. Să fii sănătos și tu și familia ta. Și toți cei care poartă numele Sfântului Dumitru, că e Dumitra sau Dumitru și orice derivă din numele acestui sfânt, să le dea Dumnezeu și Măicuța Domnului, după sufletul lor, sănătate și noroc în viață. Așa trebuia să începe emisiunea. Da. Mitică, eu vreau să spun ceva. La vremea poți respect... să continui acum? Da, stai un pic. Poți să continui acum? Da. Da. A. Și acum venim foarte frumos și ridicăm. Acum o câteva zile mai în urmă, spunea așa domnul Chiriac, care dacă cumva dintrebați 90% din telespectatorii dumneavoastră, are parte negativă. Spunea, nu mai avem oameni celebri și politicieni ca altă dată, de exemplu Adrian Năstase. Stimate domn, vă rugăm foarte frumos să nu cumva să ne credeți chiar așa de proști. Adică ne-a distrus economia, ne-a distrus totul și ăștia politicieni adevărați, ăștia, dacă cumva, și cu offshore acum, dacă cumva era, nu dispărea pedeapsa cu moartea, așa, la ora actuală mulți erau pedepsiți la moarte, conform articolul 136 din Constituție, care spune clar, clar spune, erau pedepsiți la moarte, domnule, astea sunt subiecte care trebuie dezbătute. Mersi frumos, Mitică, fii atent. Oprește-te un pic, Mitică. Oprește-te un pic. Mersi frumos pentru telefon, mersi frumos, stai un pic. Vreau să spun ceva. Ca să nu avem vorbe la proces și să nu creadă lumea că emisiunea asta și cel care de aproape 20 de ani, mai bine de 20 de ani, o realizează fie la TVR, fie la BOTV, fie aici la B1, ne sucim cum bate vântul, nu. Eu am spus întotdeauna că cel mai mare jaf în această țară s-a făcut în perioada 2000-2004. E părerea mea. Au fost jafuri și sunt și azi. De sute de milioane de dolari sau de euro, depinde ce monedă era la putere. Dar, cumulat, cel mai mare jaf s-a făcut în perioada 2000-2004, după părerea mea. Atunci a fost dat Petromul, ca să dau un singur exemplu, atunci a fost dat pe nimic Sidexul, atunci a fost făcută zob siderurgia românească, atunci s-au întâmplat lucruri abominabile, dacă vreți intru și la nivel de detaliu, cu nume, cu locuri, care au fost, au pus japca pe ele, oameni din anturajul lui Adrian Năstase. Da, să mă dea în judecată. Mergem și le arăt actele. Să vadă cam care era prăduiala la Rom Silva. Să vadă care era prăduiala la porturile de la Dunăre. Să vadă...
Nu intru în detalii, repet. Dar, i-am spus lui Chiriac în direct, în emisiunea de azi. Păi da, băi, Chiriac a negociat domnul Adrian Năstase aderarea și cu echipa lui. Și cu Dan Nica și cu ea au negociat capitol cu capitol, numai că ne-a costat de nedoare și azi. Am negociat în genunchi. Am negociat în genunchi, nepregătiți, vai de mama noastră și cu niște costuri pentru noi și mai ales pentru ăia care vin, nenăscuții, ăia care vin după noi, niște costuri halucinante. Copiii care se nasc în maternitățile din această țară necăjită, se nasc datori vânduți. Să nu creadă cineva că m-am sucit. Nu m-am sucit. Când n-o să mai fac presă, n-o să mai fac presă. Dar cât timp o să fac presă, n-am să mint. Că s-ar putea să nu știu, că s-ar putea să fiu prost, că s-ar putea să n-am cunoștințele. Bă, dar câte am și cât mă cred încă un om întreg la minte și deloc prost, spun pe post, indiferent ce post de televiziune, acolo unde voi lucra, adevărul. Căci adevărul te eliberează. Bună ziua, sunteți în direct. Da, Elvira, te ascult. Bună ziua, Tudor Barbu. Bună ziua. Vreau să spun că chestia cu Țuțuianu e o gargară vrăjeală, abureală, ca să ne mai distragă atenția și cred că știm toți. Așa. Doi, aș vrea să te întreb, dacă nu te superi și dacă mă închizi telefonul, nicio problemă. Te-ai supărat pe Gheorghe de la Maramureș, care e clientul tău frecvent? Nu e clientul meu, intră în direct ca toată lumea, nu știu cum reușește, da, mă rog. Nu știu cum reușește să intre atât de des. Scuză-mă. Așa. Scuză-mă. Te-ai supărat că te-a spus de Bogdan Chiriac și ai închis telefonul? Nu. Nu, ascultă-mă, Elvira, stai puțin, că te las să continui, dar vreau să fac o precizare. Invitații mei, că sunt în platou sau sunt la telefon, nu pot fi jigniți că dacă las lucrurile așa, emisiunea asta ajunge undeva la Rigolă, jos, la Lada de Gunoi, cum sunt alte emisiuni, unde se bălăcăresc ăia, unde se bat în direct, unde se scuipă. Nu, emisiunea asta are o ținută. Dacă cineva te jignește pe tine după telefonul ăsta, închid telefonul. Corect. Bun, acum te ascult, zi. Corect, deci vrăjeala cu Țuțuianu, dacă era adevărată și ce-a mai făcut el și toate declarațiile care le-a dat în timp, așa că știm toți, până acum a plecat din PSD cu o mare tinichea de coadă. Și sunt sigură de asta. Dar se pare treaba că, se vede treaba că ne distrag atenția de la multe alte chestii și asta știm noi toți. Corect. Cam despre asta e vorba. Deci, nu i-a închis lui Gheorghe de la Maramureș. Mersi mult, Elvira. Seară bună, stai. S-au plătit 2 milioane de euro pentru publicitate când cu 3 zile înainte. Eu trebuia să fiu joia trecută la ora 8 la Sandra Stoicescu, nu m-am mai arăt. Ceva cum trebuia să fie Paul Stănescu la Sandra Stoicescu, la mușchi ai zis da, la două la suna și a spus că pare rău convingerea postului nu perdică să vă indică nimic. Trebuie să înțelegeți foarte bine cum s-a întâmplat cu antenatele. La unii n-am vrut să mă duc. Nu am vrut să mă duc la realitate. De ce este, de exemplu, foarte agresivă antena 3 în condiția asta? Pentru că genul de Voiculescu este 3 ani comandat. Alexandre Scola, pentru GSDS, iar el a dorit, Voiculescu, de fie anunțiată pe data de 10 ani să candideze la Parlamentul Local. Ne-am întors în direct... Oameni buni, la telefon doi prieteni de-a emisiunii. Băi, eu stau și mă întreb ce securitate reprezintă ăștia doi, Gheorghe și cu Nicu din București, de intră ăștia în direct când vor, pentru că sună foarte mulți oameni. Hai să o luăm așa, întâi Cornel. Cornel, ești în direct. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul Tudor. Normal. Ce să vă mai spunem? Vedem tot în ziua certuri între parlamentari, pe funcții, pe bani, pentru primării. Nu se aude nimic de sănătate, de educație. Cornele, fac ușile închise. Cornele, care e, din opinia ta, care este legătura sau care e relația sau cum vezi tu legătura dintre clasa politică și presă în România? Păi, cred că câte unii sunt mână în mână, cum să zice. Bine. Nu ești pregătit. Și vreau să vă spun ceva, apropo de intrarea, de preluarea președinției Constituției. Domnul Tăricianu ne făcea și nouă bucurie că și așa am dus-o rău tot anul. Că ne-ai spus măcar în noaptea de Revelion că nu suntem în stare să intrăm, că era cea mai mare bucurie pentru noi. Mersi mult, Cornel. Și așa am dus-o rău tot anul. Mersi mult, salut, Nicule.
Da, vă salut. Băi, Nicule, zi, bă, de la ce unitate de securitate ești, zi? De la toate, adunate. Bravo, tate. Înapoi la B1 date, știți cum. Bravo, tate. Cei patru ex-ministri penali ai ALDE care am făcut sau vor să facă legea offshore. Nu sunt penali, nu vorbi așa că nu sunt penali, da? Ex-penali, care nici au fost măcar, urmări. Nu, oamenii sunt absolviți de orice vină. Da, ei, au planat asupra lor oarece chestii din așa, astea da. Penale. Sunt siguri pregătiți să intre la conducerea UE din preună cu Tăricianu, care este vârful lui de... Băi, Nicolae, noi doi ne cunoaștem la telefon, că nu ne-am văzut în viața ta sau a mea. Noi ne cunoaștem de an de zile. Ia zi-mă, că în tine am încredere. Crezi tu că e guvernul ăsta care e acum, e ăla cu care o să intrăm în 2019 la președinția UE? Nu contează guvernul, pentru că oamenii oricum sunt sclavii Europei, deci ei vor face ce vor dicta ăia. Nu contează că-i doamna Dăncilă și vorbește greșit gramatical. Asta e o prostie. Problema care se pune aici, noi când am intrat în Uniunea Europeană, domnul Adrian Năstase ar putea să spună foarte clar, noi am intrat pentru faptul că avem o droaie de materie primă, o droaie de oameni bine pregătiți și harici, un popor care poate regenera populația bătrână și puturoasă a Europei, care nu mai vor să facă anumite munci, putem fi ținuți într-o stare de sclavie fără să protestăm și lucrul ăsta, fi sigur că după 6 luni de guvernare, tipurile a României, ca și cum au făcut și bulgarii de altfel, nu vor aduce nicio îmbunătățire situației sclavilor din Sicilia, din Marea Britanie, ba, seama că dacă s-a rupt de Uniunea Europeană, începe să se facă mersi lumina mult, acolo. Mersi mult pentru vorbele tale, Nicolae. Mergem tot în București la Ștefan. Salut, Ștefan, ești în direct. Bună seara, domnule Barba. Bună. Domnul Barba, am și o idee. Că toată lumea s-a supărat pe domnul Chiriac și cu domnul... ăsta, cum, care e în discuția dumneavoastră. Țuțuianu, domne. Așa, Țuțuianu. Am o idee. Dacă vreau să nu o acceptați sau nu mi-o acceptați, ne chemați pe amândoi în fața televizorului. A, bă, nu vine, mă, niciunul, Ștefane. Termină-te cu prostiile. Cum să vină Țuțuianu? Păi asta e derutația noastră. Nu vine, mă, băiete. Să știi, ascultă-mă, Ștefane, ca să înțelegi un lucru. Dacă tot ai intrat în direct. Da. În general, la televiziuni sunt două feluri de invitații. Cei mai mulți sunt aranjați. Foarte rar, puțini, sunt oameni care vin pe bune. Uite, îți dau un exemplu. Uite-te la ce invitați are o emisiune, ce temă are o emisiune și cum se discută în emisiunea aia un subiect pe care vezi, doamne, moderatorul îl provoacă. Și ai să constați, tu singur o să-ți dai seama care invitat e invitat pe bune și care este invitat la comanda politică sau pe banii. Acum îl dăm judecată pe Țuțuianu, Antena 3. Dar atenție, poate atenție. Poate nu-i vinovat. Poftim? Poate nu-i vinovat nici domnul Țuțuianu. Nu știm noi, instanța de judecată o să stabilească dacă Țuțuianu... Eu cred că Țuțuianu și-a luat-o, dacă vrei, părerea mea. De ce? Pentru că nu cred eu că are el probe pentru ce a susținut. Nu cred. Dar, repet, în spatele spuselor lui Țuțuianu, cum să formulez eu ca să nu mă ia nici CNA-ul, nici tribunalul? Da. În spatele spuselor lui Țuțuianu este pe alocul un adevăr istoric. Mamă, cum am găsit-o pe asta. Foarte tare. Mersi mult, Ștefane. Nicoleta la Galați, ești în direct. Bună seara. Aoleo. Bine, mă, dacă s-a întrerupt convorbirea, importanta convorbire cu Nicoleta, hai să luăm 2 minute de publicitate. Revenim imediat. Ne-am întors în direct. Salut, Vasile, te ascult. Domnul Barbu? Da. A, văd la. Mă numesc Hristu Vasile, am lucrat în presă vreo 38 de ani, am fost salariatul Institutului de Fizică Atomică Măgurele, 43 de ani și 4 luni. Hai, Vasile, că nu facem CV-ul la televizor. Zi de ce ai intrat, zi care e părerea ta despre ce discutăm azi. Este puțin deosebit, dar vreau să vă spun niște lucruri deosebit de grave cu incidentul de la colectiv și vă cer o audiență particulară ca să auziți niște treburi e perfect. Care nu aveți de unde să Vasile, le auziți. E perfect, mersi mult de tot, închideți telefonul.
Închideți-i telefonul, Vasile. Vasile, ia-i numărul de telefon Teddy lui Vasile, rămâi cu el și îl sun eu după aia, că dacă e cu incidentul, cu tragedia de la colectiv, putem discuta, dar nu astăzi, că nu e subiectul emisiunii, dar nici nu vreau să zică omul că i-am închis, așa cum să zic, intempestiv telefonul în nas. Nu era subiectul, da, și știți că nu facem rabat de la această regulă extrem de importantă a emisiunii. Circulă un text pe ecran, nu vi l-am citit, citiți-l voi. Și nici nu știu, ăsta e ăla pe care m-am contrazis toată dimineața cu Teddy, cu producătorul. El spunea că e de plâns sau e de râs, nu mai țin minte ce spuneam, în orice caz nu eram de acord. Citiți-l voi și hotărâți-vă. 3.200.000 de privați, cu ghilimele, ăștia care lucrăm la patron, ne uităm unde s-a ajuns într-o singură țară, într-un singur popor, cu două salarii. Salarii de bugetar și salarii de privat. Citiți ce scrie pe ecran și decideți-vă dacă e de plâns sau de râs. Bună ziua, sunteți în direct. Alo. Da. Mă numesc domnul Codreanu Constantin. Vreau să pun și o întrebare. Vă rog. Acum, dumneavoastră, poate nu sunteți medic. Eu îmi dau seama ce înseamnă să fii un medic și să fii un lucrător în televiziune sau în lucruri din astea. Domnul, vreau să vă întreb un lucru. Cei o persoană când poartă virusul ăsta de hepatita C cronic, ciroză hepatică... Nu vă uitați niciun la televizor, să semnul ăsta e așa. Mulțumesc mult pentru telefon. Nu este subiectul legat de ferească Dumnezeu și măicuța Domnului de această nenorocire numită hepatită C, nici de interferon, nici de ribivarină, nici de tratamente de genul ăsta. Nu mă pricep, nu sunt medic, nu-i subiectul azi. Bună, Irina, la Suceava, ești în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Bună ziua. Aș vrea să mă refer la preluarea României de la președinției Uniunii, la Consiliul Europei. Da. Dacă această doamnă, care nu vreau să o jignesc, dar nici în rândul de jos la te pui cu blondele nu face față, ce parte pe obrazul României în plus va face? O a dovedit-o singură prin casele monumentale care le-a făcut Să știi ceva, fată dragă. Avem aleșii guvernul și parlamentul pe care le merităm. Exact clasa politică pe care o merităm, pe aia o avem. Nu putem să acuzăm pe nimeni. Avem viața, avem aleșii, avem banii, avem prețurile pe care le merităm. Domnule Barbu, eu... Alo. Da, te aud. Eu sunt casnică și când am văzut-o pe doamna Dăncilă, când a fost întrebată, nu știu ce, și a spus că un Iran și Pakistan fac parte din Uniunea Europeană, m-a făcut mică lângă aragaz. Să fie iertat, dar nu știu, suntem strigători la cer. Mulțumesc mult pentru telefon. Am oprit telefonul doar pentru că s-a terminat emisiunea. Vorbea bine femeia asta. Și cu multă supărare în glas. Rămâneți alături de noi. Urmează rubrica dedicată centenarului Marii Uniri, rubrica pe care am făcut-o și o vom termina la 1 decembrie, timp de un an, în fiecare zi de la Dumnezeu, ca să cinstim și memoria celor care au făcut Marea Unire și faptul că Alba Iulia este un jalon important în istoria acestui neam. Păcat că nu înțelegem acum în an centenar. Rămâneți cu noi. Bună România, cu Radu și Răzvan. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem luni la ora 16. Toate cele bune! O sută de ani fix. Bună, Codruța! Bună, Tudor! Ziua de 26 octombrie, de fapt toate aceste zile sunt pline de efervescență. De această dată mergem pe continentul american, acolo unde Vasile Stoica, președintele Ligii Naționale Române din Statele Unite ale Americii, trimite un speech la o conferință organizată în Philadelphia de Uniunea Democratică a Europei Centrale. Este extrem de interesant, motivant și plastică exprimarea în acest discurs. El deschide discursul cu o invocație către divinitate care a creat cerul, a creat pământul și a dăruit omenirii un dar de neprețuit și anume libertate. Libertate răpită de Austro-Ungari transilvanenilor români. Și în încheiere abordează o asemenea exprimare plastică, dar de această dată face și un șantaj emoțional pentru populația americană, de fapt pentru autoritățile americane, care știm din ce
celelalte zile că refuzaseră oficial să-și exprime punctul de vedere în legătură cu Uniunea Românilor din Transilvania cu România Mare. Efervescența nu era numai în America, iată și în Bucovina are loc o întâlnire a reprezentanților poporului român la Cernăuți, acolo unde se transformă în constituantă, se adoptă o moțiune în care este prevăzută pentru prima oară ideea, dorința de unire a Bucovinei cu celelalte țări române, printre altele. Această moțiune va fi prezentată de Iancu Flondor, care era coordonatorul Comitetului Secretarilor de Stat, aleși în aceeași adunare. Deci va fi prezentată moțiunea contelui Etzdorf, care la reședința metropolitană din Cernăuți, care însă spune că așteaptă instrucțiuni de la Curtea Imperială de la Viena. Și în Basarabia efervescența se percepe, are loc o întâlnire a Comitetului Basarabian pentru Unirea tuturor românilor, care l-a dat drept coordonator pe Pantelimon Halipa. Aici este ales un comitet regional, are loc o adunare la care participă numeroase nume sonore și la care era așteptat și consulul francez de la Iași, care din motive serioase nu a mai reușit să ajungă. Că ești acum cu camera pe raportul generalului Râmnicianu către rege, continuă supravegherea principelui Carol la Horaița. Acesta, aflăm din raport, primește vizita principesei Ileana și, mai important, a colonelului Balif, care îl înștiințează că generalul Bertlo se află deja la Salonic, știind că destinația finală fiind România. De se apropie, este iminentă intrarea României în război. Despre fericita căsătorie a principelui, spune raportul, amintește doar o fotografie a lui Zizi Lambrino din salon, care este luată seara în dormitor, în rest subiectul este tabu. Regina Maria face o vizită în această sâmbătă, de 26 octombrie, depozitele preluate de la Crucea Roșie rusească, însoțită fiind de Mignon, generalul Balif și încă alte persoane din suita sa. Nu este întâmplătoare această vizită, ci arată că România se pregătea să intre în război.